Da, bine v-am găsit la meciul dintre Cool și Gat în etapa 7-a din ACL. Cool începe azi cu Exit, TF, Options, Castra și Zero. Echipa Gat se prezintă cu următorul clas: Hanover, Copa, Smoby, Vox și Hub. Ambele echipe sunt pe server, își fac urmul. A început ronda de lame. Da, să vedem acum a început și ronda de lame. Această rundă de lame este foarte importantă, mai ales pe o hartă care avantajează echipa counter-terrorist. Exit a murit, la fel și te Option acolo, foarte bine, Castra, două fraguri pentru Castra. A rămas Castra și Zero, Zero cu un frag foarte bun asupra lui Smoke. Și se dublează excelent cu Castra pe mid. Da, s-au dublat foarte bine. Au ales counter. Da, și începe meciul. Se pare că se duc 4 pe ale și Hanover rămâne pe mid. Cei din side-ul mic țină cu un combo la arcadă, banana. Zero stă după cutia de la side. Option stă în bibliotecă. Iar Castra stă tot în spatele side-ului. Iată-i pe cei din GOT, au intrat deja în casă, două flash-uri. Pimpa, pare că va planta bomba. A murit, da. Castra. Un frag foarte bun al lui Pimpa. Zero a fost anunțat de Smoky. Da, Option a reușit acum un frag pe side. Ex. Option și TF rămas în viață. TF este pe mid, dar nu este. Dar este eliminat din juletă de către Smoky. Option rămas singur, încă un frag foarte bun al Option. Dar eliminat rapid de Foguie. Cei din GAT au câștigat runda de pistoale și automat i-au trimis pe cei din Cool în două runde de eco. Da, 1-0 pentru GAT. Se pare că este aceea schema. Ba nu? GAT-ul are 3 oameni, și 2 oameni pe aleg bomba. Trag acolo lui Hanover. Să-l urmărim pe Hapciu în casă. Zero ține foarte bine casa. Pat, un pas acolo, Hapciu. Bomba este în casă, cu Pimpa. Da, 3 flash-uri aruncate. Foarte bun fragul lui Zero acolo, dar este eliminat rapid de Hapciu, care va planta bomba. Castra are 7 viață. Option din nou este în bibliotecă. TF a avansat de pe banane. Este bine. Eliminat de către Vogue. A rămas 2 din Cool. Cei de cinci de și au murit. Doi la 0 pentru gol. Iată că cei din Cool au forțat. Zero cel puțin și-a luat Famas, Exit la fel. Au forțat cu Famasul și armuri mari.
puțin destul de retrași. La gos sunt pe pantă cu bomba. Urma de încă doi. Da, Castro acolo un frag foarte bun pe mid. Apciu i-a fost făcut un... Bomba și cu cei doi se pregătesc să dea un rush. Au intrat pe side. Destul de rapid au intrat în side. S-au retras, iată, cei din cool de X1, crezând și că... Și side-ul a rămas liber. Să vedem acum ce vor face cei din cool. Sperăm că vor recupera site-ul. Cei din GOT au schimbat foarte repede acțiunea. Da, acțiunea s-a schimbat foarte repede, iată bombe acolo, se fac poate un timp, la fel rămâne pe aici singur. Nu mai este, cu Castra care este banană. Un frag foarte bună lui Castra acolo și se retrage. Ține de armă. 3-0 pentru GOT. A fost o greșeală de neatenție din partea celor din cool, pentru că s-au retras tot și side-ul mic a rămas liber. Vogue până acum top fragger, 8 fragger. Cred că vor ataca ca lor Anda de pistoale. Hanover este pe mid. L-a scos pe exit pe banana care a avansat. Și mai este și TF la cutie, eliminat. Aia atât din nou îi fac un up acolo lui Hapciu în jiletă. Hapciu? Cred că l-a văzut pe 0. Foarte bun. Nu, nu era 0, era Castro. 8, 0, mai 4-0 pentru GOT. Acum iar vom vedea o rundă de arme. Vogue aruncă 2 euro. Până acum nu am văzut niciun polar. Smoke-uri în X2. Smoob este cu bomba la șovolan. Doi sunt avansați pe banană. Unul Som. Este la corcoduș. Option ține... Cadă foarte bine Castra din nisipul mare, ține Julieta. Iată, acțiunea se mută foarte repede în X2. TF rămas singur pe site. Vedem acum ce va face TF. TF cu un frag foarte bun. Încă un eliminat al lui TF. Nu a reușit să facă și al treilea frag. Hapciul eliminat. Hapciul este rămas singur în viață cu 2 HP. Bomba este picată. Luat bomba, option este pe variantă. Foarte bun fragul al lui, 4-8. A așteptat foarte bine, nu a ieșit direct. Cei din cool au reușit să ia prima rundă. Da, TF cu 2 fraguri, exit la fel cu 2, iar option. Sunt în casă cu bomba. Au mai făcut încă o dată înapoi în Julieta. Nu, Hapciu în Julieta, să... Hanover este din nou pe mine și aruncă acele flash-uri. Face un scout pe banana. L-au văzut pe Castra, în nisipul mare. Foarte bun, suta. Zero foarte zero bun. Am mai reușit. Zero este în site, probabil nu l-au văzut. Dar știu pe Castra, nu l-au văzut mare. Flash aruncat de 0-2. Zero este ascuns după cutia din site. Exit vine de pe MiTF, este în bibliotecă. Cu mi. Zero acolo, un frag foarte bun. Bombe este văzută. Smob. 2 vs 1. La 0 on site și TF se pare că se va duce rush. Smob are doar 25 HP. L-a văzut 0. TF cred că va face tag-ul. Încă 15 secunde, da, un flash.
aruncat de pe deșteptare și un cap foarte frumos al lui TF. Patru la doi pentru God. Ce-i din cul? Vor sta trei pe side-ul mic. Vor da un rush. Dar cei din gat sunt eco pe mid toți. Uite că deja a intrat la arcadă. Arcadă. O plantează în spatele side-ului. Casca este în casă. Casca foarte bine cu un frag. Este anunțat. Două flash-uri, trei. Foarte l-a urtit pe... Smobit nisip. Dar foarte bun. Și au reușit să câștige runda foarte foarte repede. Da. Nici un om n-a murit la curs. Este bine că cei din GOT au avut eco și nu au reușit să scoată nicio armă, chiar dacă au plantat bomba. Iată, cool de când are armele mari, n-am mai pierdut nicio rundă. E runde luate consecutiv. Hanover aruncă de și se exit. Este în Julieta. Probabil așteaptă din nou napale a lui Hapciu. Da, și chiar asta se va întâmpla. Eliminat de Vogue acolo, exit. Să-l vedem pe 8 și în casă. A apucat ceva acolo. Se retrage nisipul. Dar nu e la mult damage, dar 10 de build de options. Un flash aruncat de pimpa nisipul mare. Să-l vedem pe castra pe mine. Cei trei au intrat pe side-ul mare. Castra. Rămân doar castra. Un fac bun al castra. Probabil va ține de armă. Da. A eliminat. Runde pierdute de neatenția celor din cool. Toți cei din GOT s-au îndreptat pe banana asta. Acum foarte interesant ce va face. Nu se vor dubla TF și exit aici. Except am văzut primul polar până acum al lui Exit. Deci ratează primul shot. TF cu un frag bun, dar este eliminat de Hapciu. Except a fost eliminat de Vogue. Casca este pe cutie în bază la counter. Toți trei Hapciu cu două fracuri bun. Casca nu reușește să-l elimine. A fost dublat foarte frumos de Hanover. Scorul este de 6 la 3, da. Vedem ce poziția au cei din cool. Da, din nou exit cu TF pe banana. Se pare că avansează. Cei din cool această rundă sunt eco. Nu, au ratat apul la Julieta prima da, dată. Da, au scăpat un pas. Iată din nou. Acum avea acum ce să facă casca să retrage în nisipul mare unde mai este și... Castra este foarte secată, a rămas în 5 HP. Exi se retrage pe X1, TF la fel, este pe minte, două fraguri al lui... Zero a fost eliminat și 0. Dar rămâne a rămas exit. În viață doar exit. 1 vs 5 USP. L-a văzut. Vânat din cei din GOT. L-a văzut. A trecut de doi adversari, iată. Exit. Vă acolo. Ba nu, un cap foarte bun. Acum un, o luptă. Da, eliminat. Care exit. A pierdut exit. Scorul este de 7 la 3. Să sperăm că cei din cool vor putea reveni.
Cred că din nou. Da, din nou își fac acel up în Julieta. Ce este din nou? Sunt doar doi pe alee. Hanover este la șobolan. Iar Pimpa cu Smoby, cu bomba, sunt pe pantă. Zero este urcat. Îl așteaptă. Am ce se iasă din Juliet. Da, un frag bun al lui Option. Sunt în casă. Și acum cred că se vor retrage pe mid. Da, cei din got. Zero este flash. Vor ataca midul, dar nu este pe zero. Zero, un frag foarte bun eliminat de Hanover. Revine pe Option. Foarte bun fragul Option. Pimpa reușește și încă un frag al lui Option. Option s-a reușit să ia runda cu două fraguri foarte frumoase. 7 la 4. Parcă am încercat un rush pe X2. Exit la pasă prin smoke, un frag foarte frumoasă la exit. Eliminat TP a fost eliminat. Și nu a reușit să dea foarte bun de vinci. Bun, mai se plantat în B. Exit eliminat de Smoby. Castra un frag foarte bun. Să-l vedem pe Option ce va face. Aruncă un handside. Un play deasupra. Vog a fost eliminat. Rămâne Smoby. Contra 2, Option un cap frumos. Și reușește să ia runda. Încă o rundă din partea lui Option. Da, 7 la 5. Și din got au luat foarte multe runde pe partea de Tero. Da, și mai sunt încă runde. Mai sunt încă 3 runde. Să vedem ce strategie vor folosi acum ce din got. Hanover intră pe banana. Da, scânsul la cutie. Zero. Două fraguri foarte frumoase ale lui Zero. Castra aruncă un flip. Și se pare că cei din bot se vor retrage pe X2. Bomba este la vorbe, da. TF aruncă acolo un flash. Un cap frumos al lui TF, două, senzațional TF. 7 la 7. Cei din culo au revenit foarte repede. Iată heuri aruncate de culpă mid. Dar cei din rot sunt pe alee. Eliminat acolo Vogue de 0. 0 este sus. Două fraguri foarte foarte bune ale lui Castra. Și 3 fraguri ale lui Castra. 7. Acum este runda decisivă, să vedem cine va câștiga prima parte. Iată că cei din urmă atacă mai mult doar pe X1. Nu prea am văzut. Două sau trei runde dacă am încercat pe X2. Option cu un frag frumos pe mine. Castra rămâne. La arcadă se duce în site share. Smoby va ieși din Julieta. Flash la nisipul mare aruncat de Snoopy. Să vedem pe Zero. Castra cu un frag bun. Zero este inside. Este flash-ul. Exit cu un frag foarte bun asupra lui Hapciu. TF avansează. Este o rundă 3 vs 2. Da, să vedem acum cum se vor descurca. Option. Foarte frumos fragul Exit. 1 contra 3. TF le elimină. Au găsit bomba până la urmă. Cool a câștigat prima parte cu scorul de 8 la 7. Cei din got au luat foarte, foarte multe runde pe partea de Tero. Dar sperăm că cei din cool vor avea o tactică mai bună
și vor intra mai repede. Așteptăm ca cele două echipe să fie gata. Și începe a doua jumătate. După un restart. Cerul de cei de la got. A început acum și runda de pistoale. Cine va câștiga acum runda de pistole va prelua avantajul. Ce din cul pleacă 2 în casă exit? Se urcă. Ce din got se urcă 2 în casă? Da. Avansează. Îl vedem pe castra ce va face, aruncă bomba. Are doi oameni pe scări. Cei din cul au încercat un amp în Julietă, dar a văzut foarte bine pimpa. Capciul a văzut pe zero la ușa albastră. A reușit să retragă pe Julietă. În casă. Fac foarte bună lui TF. Vedem ce va face castra. Așteaptă castra. Midul este liber. Zero se... Da, iată exit. Exit este în X2. TF. Dar nu știe pe Hanover în site. Da, frag foarte bun. Fraguri foarte bune în X. Castra a reușit să scoate în castra. A fost eliminat de Hanover. Bomba la 0 care aruncă două flash. Zero cu două fraguri. Una asupra lui TF. Rămâne pimpa. Va recupera din bază counter. Doresc acolo. Pimpa mai are 66 HP. Pimpa nu-l știe pe castra. Îl știe doar pe 0 da. La Yu-Yu. Acum l-a văzut și pe castra. Pimpa se pune pe mâna de castra acum, frate. Bun, 9 la 7 pentru cul. Echipa din cul va întrerupe în această seară șirul de înfrângeri. Nu a câștigat un meci mai bine de două. Castra din nou aceeași poziție la casă, îl elimină pe Vogue. Hapciu este în Julietă. Poziție interesantă a lui Hapciu. Hanover s-a retras de pe B. Da, exit. Cred că atacă B-ul. La cutie este mine. L-a văzut acolo? Ha, Smobile elimină pe exit. Hapciu avansează din Julietă. Nu se uită nimeni să se pune în Julietă. L-a văzut zero. Și l-a eliminat. A reușit zero. Hanover în site. Pimpa nisipul mare. Și Smobi în B se retrag, se retrage și Smobi din B. Hanover este ascuns în site.
plac foarte bun al lui Option și va planta bomba. Foarte bine l-a ținut acolo 0 pe Option. 10 la 7. Dar foarte bună de exit, da, au dat rush cei din got exit acolo. A reușit un minus 4. Da, și mai rău pe banană. Ha, TF cu un cap. Foarte frumos. La 7 pentru cool. Iată că cei din God nu au luat o rundă de vreme bună. De fapt aruncă acolo un e peste casă. Castra din nou în casă. Smoby. Nu vor ține Julieta din zona rașului. Zero aruncă acel. Observ că cei din got în side-ul mare foarte retrași. Ca cei din side-ul mic de altfel. Da, un up acum în Julieta. Vedem cum se va descurca 0, l-așteaptă acolo pe Hapciu. Hapciu de obicei se băga și ținea Julieta. Acum, dacă este nu mă cel, este side-ul mic. Da, este în B. Hanover îl ține pe Castra a intrat în casă. Zero. Cred că l-a văzut pe Hanover. Dar ca să o ține Vogue de pe cutiile din site. Iată că cei din cool se retrag spre X1 și acum vor intra tare. Cap acolo asupra lui Hanover. Moare foarte bun fragul exit. Și acum cred că vor intra în X1, da. Au un om în site pe care... Oh! Foarte frumos a dublat, dar iată acum. Moby. Rămâne fără gloanțe. Exit îl elimină. A rămas 0 și exit cu 10-11 împreună. Da, să vedem cum se vor descurca acum. Smob este în X1, iar Hapciu vine... Da, foarte bun fracul lui 0. Să vedem pe exit. A reușit să-l elimine în 17. Iată, l-a văzut pe exit acolo. Îl știi și pe 0 în side. Vedem și... Oh, foarte frumos fracul lui 0. Dar 0 reușit să se arunda cu un frag superb. A reușit 2 fraguri în 17. 12 la 7, iată, Cool a preluat conducerea detașată. 5 runde de diferență dintre cele două echipe. Așa este. Cool are o tactică mai bună pe partea de Tero decât cum a avut pe cea de Counter. Apasă TF și din nou arunc acel. În side-ul mic este doar Hanover cu un dintre. Iată că Vogue s-a făcut acel up. Trei oameni în partea dreaptă, Hamidului, unul în casă. Elimina cel din casă, Vogue în Julieta. Exit cu un confrag. Hapciu este urcat la Forest. Vogue în Julieta. Ultimii trei sunt pe side-ul mare. Unul este în Julieta. Să vedem pe Hapciu ce va face. Pimp a reușit un frag pe TF. Da, acum cred că vor intra ca... Se va dubla cu Hapciu. Da, un frag foarte bun al Izero. Nu înțeleg de Hapciu a coborât de pe acoperiș. A făcut o greșeală mare. Ce frumos cap a dat Pimpa, dar Option reușește să mai ia o rundă. 13 la 7. În acest moment echipa din cool stau foarte bine cu banii, chiar dacă cei din got au scos două arme la runda deco. N-am văzut încă niciun polar, ba da, are Hanover. Ține banana.
Hanover este singur. X2 Smoky undeva în bază la Counter așteaptă să se vor intrace din cool, iată Castra cu un frag foarte bun asupra lui Hapci. Vor se retrage în nisipul mare. Exit așteaptă o înaintare a lui Hanover. Exit. TF va arunca flash-uri pe mid. Exit nu știe ce l-așteaptă pe banană. Foarte bine că s-a retras. Iată că cei din cool deja au intrat pe mid. Două smoke. Pimpa ține din nisipul vitar ca da. Fac foarte bun al evoke. Option este la arcadă. A văzut un om acolo. Da, frag foarte bun al Option asupra lui Pimpa. Castra a sărit din casă și un frag instant pe nisipul mare. Smoby este în Julietă, acum este în casă. Și Hanover se retrage pe B. Mobi intră în casă și nimeni de la cool nu ține în casă Option. Option este în nisipul mare, sperăm că se va uita acasă, da. Se uită acum și casă. Îl vede Option. Da, nu. Hanover îl elimină pe Option cu... Castra a rămas singur. Contra 2 cu bomba plantată, Castra! Un frag, dar Smoby... reușește să-l elimine. ...13-8. Cei din GOT au luat prima rundă pe partea a doua. Vorba aceea din cartă, toate echipele se opresc la 5 runde. Da. Option ține banana. Unde vor ataca cei din cur. Din nou pe X. A luat 0 bomba. Hanover ține banana cu polarul. TF este urcat în Julietă. Nu ține nimeni Julieta. Ba da, o ține Hapciu din nisipul mare. Acum cred că vei intra. Hanover este flash-uit după ce a ratat shot-ul din banana. Se luptă pe X. Ne elimina de Pimpa. Bomba este în X2, iată. S-au retras pe X. Hanover, să-l vedem pe Hanover, este flash-uit acum. Smoby va fi blat de... ratează Hanover. Hanover va fi blat de Smoby, care este în bază. Două fraguri a lui Hanover, cade bomba. Elimina de exit. Aproape și de-al doilea fragur. Kefer rămas și eliminat. 13-9. Vor da un rush pe banană. Hanover a reușit un frag cu polarul din bază. Două fraguri a lui Smoby. Hanover încă un frag. Și Option rămâne în site un frag. Dar este eliminat de Hapciu. Repet. 13-10 în acest moment pentru... ultimele 3 runde luate de cei din GOT. Mocuri pe mid și mid aruncat. Serpentinicul au o rundă de eco. Iată de unde ține Hanover. Hanover ține de pe mid din smoke. Ține alea.
Că exit s-ar uita. Ghinionul lui Hanover este că nu este nimeni pe alee. Da, iată ce din curse. Acum s-a retras. Nu dă-i hapciuni cu un frag. Două fraguri. Trei fraguri pe toată, tu patru. Dar exit vine cu un grunt. Până acum două semi-aisuri, unul din partea lui Exit și altul din partea lui Hapciu. Cool în continuare la conduce 13 la 11. Cei din GOT până acum au luat foarte multe runde. Au luat 4 runde la rând. Da. Exit cu un frag primit. Hanover a ținut din nou din acea poziție alea, dar acum option a fost acolo. Mubi cu un frag asupra lui Castra în casă. Exit este în smoke și ține mid. Mobi și Vogue în nisipul mare. Hapcius s-a retras și el. Este în bibliotecă. Hanover rămâne singur pe banană cu polarul. Ce din cur. Exit este pe mid. TF va intra în casă. Mă nu se uită Juliet. Mai au 40 de secunde la dispoziție cei din cur. Un frag bun al lui Exit acolo și vor intra pe la Rush. Să vedem ce va face Smoobi. În nisipul este mare fleșuit. Ne hapciu din bibliotecă. A reușit un frag. Și Smoobi a reușit un frag în nisipul mare. Zero. Dar este eliminat de zero. 0 mai are 10 HP. Hanover cu polarul în bibliotecă. Nat 13 la 12. Cei din GOT văd că vor cu neapărat să egaleze pe cei din Cool. Poate chiar să-i și bată. Da, iată, meciul este foarte strâns. Scor devine din ce. 13 la 7, 13, 12. Hanover ține banul. Sunt doi jucători pe pantă. Bomba este exact la. A făcut schimb. Da, din nou pe X2, exact după ce a făcut schimbul. Da, atacă 3 jucători din Cool, dar fără bombă. Bomba? Bomba este în casă la tine. Le-a mers cât de cât fake-ul, s-au retras 3 jucători în B. Fac foarte până acum, TF este al. Dar este Hapciu în zona rașului. Și Hanover cu polarul în bibliotecă. A fost eliminat. Cei din Cool nu cred că vor mai ajunge. Hanover a reușit ultimele două fraguri. Acum este egal. De la 13 la 8. 13-13. Aceste ultime mai sunt 6 runde. Așteptăm să vedem unde vor intra cipul. Hanover din nou cu polarul pe banana. Options din aceeași poziție ține banana. Exit a intrat
Da, iată unde este Pimpa. Reușește un frag asupra Alexis, se retrage mijlocul, eliminat de zără. Castra intră din casă. Zără, mai are un om acolo în arcadă, din aceeași poziție, unde a fost eliminat Techie. Avansează și un pic în arcadă. Cred că îl va prinde pe zără cu patru. Dar îl elimină PF. Bog este în site X1. Bomba este în zona Rașului. Nimeni nu știe pe TV. Dar este Hapciun nisip mare. Doar Hanover a rămas. Action, foarte bun, foarte bun. Hanover abia acum se retrage din side-ul mic. Nu conta doi Hanover cu AVP. O arme pentru cei din... L-a văzut acolo castra pe Hanover care și-a luat acasă. Action se pare că se va duce prin spatele lui. Se oprește. Ba nu? A intrat în Julieta. L-au zis pe Option. Trage din nou. Și acum cred că se... Option reușește să ia din nou runda. În sfârșit cei din cool au luat încă o rundă. Scorul este de 14 la 13 pentru cei din cool. Iar... Se ține din nou banana din acea poli... Pare că se vor retrage și ei pe X1. Cei din GOT țin în continuare cu unul în B. Da, și... Dar a reușit acolo un frag, probabil a văzut și pe... Exit asta este intrat, este la rush deja. Un frag foarte bun al lui Exit. Bomba plantată. La nisipul mic. Și Hanover din bibliotecă. Smoobie este în site deja. TF este în Julietă. În nisipul mare și Exit în casă. Smoobie a reușit să elimine pe TF. Smoobie va ține de armă. Da. Și cool reușește să... Tine egal, 15 la 13 acum. Parcă și din gota au ales să joace la egal. Oricum nu mai aveau timp să dea defuse la bombă. Așa că mai bine au ținut de armă. Probabil nu avea nici def pentru că a luat un AK. Cei din cool au atacat de foarte puține, de foarte puține ori B-ul. În timp ce ține doar Hanover singur. Pimpa este pe scările din Julietă. Vogue este avansat în casă, s-a retras. Option îl ține acolo pe Hanover care a aruncat un head. Smoobie ține din biblioteca arcada. L-a văzut Hapciu pe... Exit îl elimină pe Pimpa. Și acum cei din cool vor intra pe X1. Două fraguri foarte frumoase al lui Exit. Frag al lui Option. Exit. Și bomba va fi plantată în X1. Hanover este pe mid, rămas 1 versus 4. Ambele echipe au făcut un joc bun. Da, iată un frag bun al lui Hanover. Va fi eliminat probabil. Da. 16 la 13 pentru curs, să vedem și ultima. Au ieșit cei din GOT. Au ieșit cei din GOT, au refuzat să mai joace. În concluzie, echipa Cool Gaming a câștigat cu scorul de 17 la 13 cu echipa GOT. Da, următorul match dintre Cool Girls și Old School în câteva minute pe Cool Gaming TV.